Zi, fiecare aveți în față ordine de zi. Cei prezenți din membrii comisiei, rog să supunem votului dacă susțineți ordine de zi. Aha, așa. Domn ministru, dumneavoastră nu trebuie să votați. Mă uit și eu, că am anunțat 5, dar au votat 6. Da, mulțumim pentru susținere, oricum. Așadar, cu chestiunea numărul 1 în ordine de zi este proiectul de lege privind efectuarea auditului public extern în domeniul gazelor naturale, numărul 380 din 1 decembrie 2021. Se propune scurtă prezentarea proiectului din partea autorilor, domnul Mija, vicepreședinte al comisiei și reprezentantul grupului de autori. Vă rugăm. Bună ziua, Artur Mija, fracțiunea PAS. Proiectul de inițiativă legislativă cu numărul 380 propune de principiu instituirea și organizarea unui audit extern pentru companiile, instituțiile de stat, întreprinderile de stat care au tangențe cu piața gazelor naturale din Republica Moldova. Se propun derogări de la două legi care sunt în vigoare în acest moment. Este vorba de legea 1134 din 97 privind societățile de acțiuni și legea 270 din 2017 privind curtea de conturi, astfel încât în anul 2022 să avem un audit complex executat de curtea de conturi a sectorului de gaze naturale din Republica Moldova. Argumentarea proiectului este una destul de simplă. Există 760.000 de consumatori casnici, familii care beneficiază de gaze naturale. Există un sector enorm de business care funcționează datorită livrărilor de gaze naturale. Gazul natural este folosit pentru producerea a două servicii de utilitate publică maximă. Este vorba de agent termic și energie electrică. Timp de 30 de ani noi nu am avut un audit complex a acestui sector și din acest considerent se propune și reieșind din importanța acestui sector pentru toți cetățenii Republicii Moldova și senzitivitatea subiectului, se propune organizarea în anul 2022 a unui audit a tuturor entităților care participă la piața gazelor. Bun, cam asta este. Mulțumim, domnul Mirja. Stimați colegi, întrebări la autori? Nu sunt întrebări. Atunci eu am să am o întrebare sau mai bine zis precizare. Deci, proiectul dat de lege presupune derogări de la legea societăților pe acțiuni și de la legea curții de conturi. Această activitate va fi de o singură dată? Propunerea este să parcurgem acest proces în anul 2022 în formatul în care stabilește prezenta inițiativă de lege. În cazul în care considerăm că este necesar să instituționalizăm acest proces ca unul ciclic anual, vom face demersurile respective în anul 2022. Da, mulțumesc. Și o altă întrebare, dacă avem aici doi membri ai Curții de Conturi, deciziți cine va răspunde. Câte resurse va implica un astfel de control sau audit? Și dacă, altă întrebare, va reieși din asta, câte resurse va implica? Bună ziua, domnul președinte, stimați membri ai Comisiei. Repetor la subiectul în cauză, resursele sau estimarea resurselor se fac calcule acum, pentru că noi o să trebuiască pentru anul 2022 să renunțăm la anumite misiuni de audit care le aveam planificate sau urmau să fie executate. Vor rămâne doar cele obligatorii care conform legii 260, auditele financiare, și respectiv din necesarul de resurse se fac calcule acum, pentru că noi suntem în așteptare aprobarea acestui proiect de lege. Dacă va fi aprobat, atunci noi vom face calcul și vom renunța la alte misiuni, prioritizându-le pe acestea în față. Oricum sunt resurse suplimentare, este un efort suplimentar în contextul în care Curtea de Conturi are 110 persoane care pot fi implicate în misiuni de audit, dintre care în prima jumătate a anului noi avem 13 misiuni de audit financiar obligatorii. Faceți un calcul, dacă antrenăm câte 4 persoane aici, avem
peste 60 de persoane și respectiv avem celelalte de conformitate care le avem după riscuri stabilite din anii precedenți care urmează să fie efectuate. Ieșind din aceasta o să facem calcul și o să ajustăm programul ca să putem realiza această misiune de audit, dacă va fi necesar. Deci întrebarea a reieșit din faptul că Curtea de Conturi are anumite obligativități care sunt prevăzute în lege și să nu fie lăsate la o parte acele audite care sunt obligatorii necesar de a fi efectuate. Și o altă întrebare. Având în vedere că domeniul gazelor naturale este un domeniu destul de specific, are oare Curtea de Conturi auditori calificați în acest domeniu ca să corespundă cerințelor care sunt stipulate în proiectul dat de lege, fiindcă auditul trebuie să fie cu un randament înalt și să aducă plus valoare și să corespundă așteptărilor care autorii proiectului dat vor să le vadă. Mulțumesc pentru întrebare. Eu țin să cred că avem suficienți colegi calificați nu neapărat calificați în gestionarea finanțelor pe ansamblu, însă domeniul acesta urmează și noi să-l studiem, să ne pregătim pentru această misiune de audit și cred că noi vom, ca instituție, vom face față acestei provocări în sensul în care va fi aprobat acest proiect de lege. Mulțumesc! Da, vă mulțumim pentru răspuns. Deci dacă nu mai sunt întrebări sau precizări, propun acum să dăm citire raportul comisiei și ulterior îl vom pune la vot. Comisia de control al finanțelor publice a examinat proiectul de lege numărul 380 din 1 decembrie 2021 privind efectuarea unui audit public extern în domeniul gazelor naturale, inițiativă legislativă a unui grup de deputați și comunic următoarele, urmare a imperativului sporirii transparenței activității societăților comerciale, entităților de drept public și persoanelor juridice din domeniul furnizării gazelor naturale, proiectul vine cu prevederi derogatorii față de legea 1134 privind societățile pe acțiuni, articolul 88, și legea 260-2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi Republicii Moldova, articolul 32. Prin reglementările proiectului de lege se propune realizarea de către Curtea de Conturi Republicii Moldova a unui audit public extern asupra activității societăților comerciale și entităților în domeniul gazelor naturale în vederea obținerii asigurărilor că activitățile și tranzacțiile financiare sunt în deplină conformitate cu prevederile legale aplicabile. Pentru lectura a doua vor fi examinate amendamentele deputaților, propunerile comisiilor permanente, obiecțiile de ordin tehnico-legislativ a Direcției Generale Juridice a Secretariatului Parlamentului, precum și avizele autorităților instituțiilor interesate. În rezultatul examinării, deci, acum vom vedea, vom nominaliza câte voturi au fost pro sau abțineri. Deci cine este pentru susținerea proiectului dat de lege, fiindcă este conceptual, deci unanim. Și pentru lectura a doua vom vedea care vor fi amendamentele și precizările. Așadar, proiectul dat și raportul comisiei se consideră avizate. Având în vedere că subiectul chestiunea numărul 1 este epuizat, trecem la examinarea chestiunii numărul 2 din ordinea de zi. Deci, astăzi, în ordine de zi, chestiunea numărul 2 este audierea raportului auditului asupra rapoartelor financiare ale proiectului Reforma învățământului în Moldova, încheiate la 31 decembrie 2020, aprobat prin hotărârea Curții de Conturi numărul 51 din 10 septembrie 2021. Deci, vă rugăm, ca de obicei, Curtea de Conturi să ne facă o succintă prezentare, ulterior entitățile vor avea posibilitatea să se expună și trecem la runda de întrebări-răspunsuri. Poftim din partea Curții, domnul Rotaru, membru Curții de Conturi. Bună ziua încă o dată, doamnă președinte, stimați membri ai comisiei. În misiunea de audit pe care am efectuat-o în anul 2021, Reforma învățământului, de fapt este un proiect a Băncii Mondiale și vreau să menționez că de fapt noi avem 7 ani de când audităm acest proiect. În mare parte sunt misiuni de audit financiar sau sunt misiuni de audit financiar la cele Băncii Mondiale. Cu această ocazie vreau să menționez câteva lucruri importante despre colaborarea cu Banca Mondială. Noi facem aceste misiuni la cererea Băncii Mondiale și anul trecut am avut și evaluare să vadă dacă noi respectăm toate procedurile și rapoartele pe care le furnizăm Băncii Mondiale corespund toate criteriilor unor misiuni de audit financiar și respectă standardele internaționale de audit. Uitați-vă că avem o evaluare foarte pozitivă, a fost furnizată și comisie. Această misiune de audit a fost efectuată în baza programului activități de audit pentru anul 2021, în baza legii 260 și standardele internaționale de audit și cadrul intern aplicabil. Avem, de fapt, pe acest proiect avem reconstrucția 17 școli în valoare de 14 milioane lei. Pentru anul 2020, când a fost
efectuată misiunea de audit, 5 școli erau semnate contracte pentru a fi ultima etapă de reparație. Ce vreau să menționez, că raportul sau misiunea de audit financiar se face în baza cadrului aplicabil la băncii mondiale, și anume manualul operațional acestor și rapoarte conform acestui cadru aplicabil. Este opinie fără rezerve, însă noi avem suficiente, să spunem, obiecții pe anumite aspecte care nu au influențat opinia, dar din punctul nostru de vedere sunt foarte importante și vrem să le menționăm în această ședință. Colegii care mă însoțesc din cadrul Curții de Conturi este doamna Certan și doamna Frunză, care, doamna Certan fiind șefa echipei de audit și doamna Frunză membra echipei de audit, vor relata pe scurt cele mai importante sincopii pe care le-am depistat în această misiune de audit. Mulțumesc! Da, mulțumim! Poftim, doamna Certan! Stimată doamnă președinte a comisiei, stimați membri ai comisiei, stimați participanți, auditul financiar al proiectului Reforma Învățământului Moldova a avut ca finalitate emiterea opinii fără rezerve asupra situațiilor financiare interimare ale proiectului, încheiate la 31 decembrie 2020, ceea ce denotă că datele raportate sunt corecte și fidele. Totuși au fost identificate unele nereguli și situații problematice ce țin de valorificarea mijloacelor proiectului, la care mă voi referi succint în continuare. Una din observațiile de audit se referă la slăbiciunile identificate în procesul de planificare a bugetului proiectului pentru anul de referință. În anul 2020, nivelul de absorpție a fondurilor pentru implementarea activităților proiectului a constituit 95%. Totuși, auditul a constatat existența unor discrepanțe semnificative la execuția mijloacelor financiare per componente. Astfel, se atestă un nivel de execuție de doar 22% la componenta consolidarea calității în educație, care prevedea achiziționarea echipamentului și utilajelor speciale, sistemelor IT, precum și serviciilor de consultanță. În același timp, la gestionarea de către FISM a mijloacelor destinate renovării a 17 școli de circumscripție s-au executat surse financiare la un nivel de 470% în comparație cu datele planificate. O altă irregularitate ține de gestionarea neconformă de către Fondul de Investiții Sociale în Moldova a cheltuielilor operaționale aferente procesului de remunerare a membrilor echipei fondului implicate în realizarea activităților proiectului. Astfel, factorii decizionale ai fondului au antrenat și remunerat suplimentar persoane, funcțiile și atribuțiile cărora nu au fost prestabilite și coordonate cu ministerul și donatorul, cheltuielile neeligibile reprezentând 52,5 mii $. În context, nu au fost respectate criteriile prestabilite de manualul operațional și prevederile acordului de implementare încheiat între Ministerul Educației și Fondul de Investiții Sociale Moldova. Menționăm că din sursele proiectului a fost achitată neconform retribuția pentru absența forțată de la muncă a directorului instituției în sumă de 5,6 mii dolari, drept urmare a disponibilizării și restabilirii ulterioare a acestuia în baza încheierii instanței judecătorești. În ordinul de repunere a funcției a directorului emis de fondator, nu s-a specificat sursa de achitare a retribuirii pentru absență forțată, ceea ce a permis directul să-și achite salariul neîncasat din sursele financiare ale proiectului. Atenționăm că din contul proiectului nu pot fi achitate cheltuieli de retribuire, drept urmare a unui litigi între angajați și instituțiile statului. La fel se relevă lipsa unor plafoane agreate și aprobate privind retribuția membrilor echipei fondului implicată în realizarea activităților proiectului. Cantumul acestora este prevăzut doar în justificările la bugetul cheltuielilor operaționale, care reprezintă un document intern. Acest fapt a permis factorii decizionari a FISM-ului să-și achite salarii cu 13,2 mii dolari mai mari în raport cu suma planificată. Impactul utilizării cu deficiențe de către FISM a mijloacelor proiectului pentru finanțarea cheltuielilor operaționale a determinat insuficiența acestora pentru finisarea proiectului. În special menționez că în primul semestru al anului 2021 s-au utilizat deja 93% din volumul total al alocațiilor planificate, iar soldul disponibil de 62,8 mii dolari nu asigură finanțarea cheltuielilor până la finisarea proiectului în anul 2022. Verificările auditului atestă și nerealizarea de către FISM a unor controle ex-ante la executarea contractelor de lucrări civile. Astfel, instituția a admis majorarea valorii inițiale a unui contract cu 20,3%, fără a solicita de la Ministerul Educației și Banca Mondială aprobarea prealabilă a modificărilor contractuale, având-se în vedere că acestea depășesc pragul de 15%, condiție prestabilită de directivele donatorului.
Auditul a atestat necesitatea perfecționării manualului operațional. Astfel, manualul nu conține reglementări privind aplicarea procedurii de modificare a contractelor de reparație, precum și responsabilitățile părților implicate. O altă necesitate de completare a manualului operațional ține de reglementarea utilizării mijloacelor financiare provenite din penalitățile calculate și reținerea garanției de bună execuție rezultate din nerealizarea contractelor de lucrări civile. Prin urmare, la finele anului 2020, în conturile gestionate se înregistra suma de 1,2 milioane lei, derivată din sursele menționate, însă se constată lipsa reglementărilor aferente utilizării acestor mijloace financiare. Pentru remedierea deficiențelor constatate, auditul a înaintat responsabilul recomandări direcționate spre consolidarea cadrului instituțional al proiectului, precum și fortificarea instrumentelor de planificare și valorificare a surselor financiare al acestuia. În final, aș vrea să aduc la cunoștință unele informații despre rambursarea și deservirea acestui credit. Începând cu data de 15 mai anul 2018, a startat perioada de rambursare a creditului inițial primit. Astfel, la finele anului 2020, au fost restituite mijloace financiare în valoare de 3,62 milioane dolari, ceea ce constituie peste 7% din suma totală a finanțării acordate. Concomitent, Republica Moldova a achitat dobândă anuală aferente de servirii soldului mijloacelor retrase din credit, care la sfârșitul anului 2020 a însumat 2,48 milioane dolari. Mulțumesc! Da, mulțumim. Stimați colegi, întrebări? Sunt întrebări? Da, poftim, domnul Mija. Artur Mija, fracțiunea PAS. Întrebarea mea este cât fond? Unde sunt? Cine? Bună ziua! Știm că dumneavoastră sunteți cumva... Treceți la masă și la microfon, vă rugăm. Bună ziua, stimați membri a comisiei, bună ziua, stimați participanți. Sunt Isac Oxana, directorul interimar al Fondului de Investiții Sociale. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră ați activat și înainte, deci în perioada anului 2020, în fond? Da, eu activez în cadrul Fondului de Investiții din 2003, dar numit în funcție de interimar sunt din 8 septembrie anul acesta. Spuneți, vă rog, cum atunci, adică care este explicația fondului, de ce avem pe anumite componente o rată de valorificare foarte mică, de 22%, iar pe anumite, pe alte componente, care țin mai mult de, hai zicem așa, construcții, am reușit o performanță extraordinară de 400% de valorificare. Cum, deci, la ce etapă s-a greșit? La etapa de planificare, la etapa de execuție? Cum am ajuns în această situație? Da, ce ține de cele 22%, cred că vor răspunde reprezentanții Ministerului, pentru că este componenta gestionată de Minister, unde s-au valorificat doar 22%, ce ține de valorificarea în 2020, a, practic jumătate din toate, tot volumul de investiții a fost valorificat în 2020, pentru că așa a coincis situația și etapa de implementare a proiectelor. Adică atunci când au fost inițiate deja încheiate contractului, practic, zicem așa, miezul procesului de implementare la majoritatea proiectelor a devenit anume 2020. A fost un an pandemic, toată lumea cunoaște care au fost condițiile, dar Fondul de Investiții în aceste situații nu a oprit procesul de implementare a proiectelor. Adică a mers mai departe, toate companiile de construcție au lucrat în regim normal, cu mică excepție la începutul lunii martie, atunci când, știți, a fost într-adevăr închis și a fost stopat tot. Am mers, care a fost problema? M-ați întrebat cauza. Da, recunoaștem posibil planificarea care s-a făcut la sfârșitul anului 19 pentru anul 20. Nu a fost atât de bine făcut, adică nu s-au luat toate în calcul etapele fiecărui subproiect și faptul că valorificarea masivă va avea loc anume în 2020. Dar dacă îmi permiteți, noi de la Fondul de Investiții, echipa, înțelegem lucrurile în felul următor. Cei că s-a făcut un volum de lucru, școlile au primit mai repede accesul la acele clădiri renovate, adică
din partea noastră, din punctul nostru de vedere, faptul că noi am valorificat mai multe surse în 2020 a fost doar spre binele acestor instituții, spre binele copiilor care deja astăzi merg în acele blocuri și beneficiază de acele condiții bune. Poftim, domnul Rotaru. Într-adevăr, noi confirmăm realizarea PAS 70%. Eu vreau să ridicăm ca problemă acest lucru, pentru că s-a realizat mai mult, asta e foarte bine, dar dacă era invers, nerealizat, înseamnă că planificarea în cadrul instituției trebuie să fie una bazată pe cifre. Și eu sigur că noi în proiect, în misiune de audit, am văzut că situația era certă că o să fie realizate o bună parte din proiect în anul 2020. De aceea era și corect să planificați aceste lucruri. De aceea ne-au ridicat ca problemă ca viitor să, în procesul de planificare, să aveți argumentare pertinentă pe toate componentele. Asta a fost obiecția noastră ca... Și eu am o întrebare la fel către fond, dar deja ține cumva de... Să ne explicați un pic care este structura și, hai zicem așa, deci Fondul de Investiții Sociale din Republica Moldova este instituție publică sub Guvernul Republicii Moldova. În același timp este cumva instituția de bază care gestionează proiectul de renovare a școlilor prin intermediul creditului oferit de Banca Mondială. Spuneți în acest context, vă rog, există un grup de implementare a acestui proiect. Asta este singura activitate a fondului. Toți oamenii care sunt angajați în cadrul fondului beneficiază de salarii de la stat sau din credit. Cum se face că, de exemplu, a existat opțiunea ca domnul Chiorescu să beneficieze de plata retribuției în urma deciziei instanței de judecată în baza proiectului și dacă era și altă opțiune în acest caz. Vă rog să faceți un pic de claritate, inclusiv pentru opinia publică. Mulțumesc pentru întrebare. Fondul de investiții sociale din 2018, prin hotărârea Guvernului, a fost transformat, reorganizat în instituție publică. Totodată, Fondul de Investiții rămâne entitate responsabilă de implementarea mai multor proiecte, inclusiv și proiectul Reforma Învățământului, despre care discutăm. Aici se referă și programul de asistență tehnică a Guvernului României cu privire la renovarea grădiniților și programul de renovare a blocurilor sanitare finanțat din bugetul de stat, și alte programe care au fost deja acum sunt încheiate, care au fost finanțate și de Banca Germană, KfW și de multe altele. Adică noi cumva suntem o entitate care, o agenție de implementare, ca așa poate mai clar, care este responsabilă de implementarea mai multor proiecte concomitent. În cazul proiectului Reforma Învățământului, conform anualului operațional, cum s-a specificat, da, sunt specificate anumite persoane, care anume acele persoane trebuie să fie remunerate din acest cont, acestui proiect. Situația despre care s-a discutat astăzi a fost condiționată anume de ceea că volumul de lucru în 2020 a fost, cum ați observat dumneavoastră, foarte mare. Și a avut o necesitate, conducerea fondului la acel moment, de a implica în realizarea acestui proiect mai multe persoane pentru a face față lucrurilor, pentru că au fost foarte multe vizite în teren, foarte multe vizite de monitorizare. Nu ascundem, erau și probleme care trebuia de rezolvat, de mers, de discutat și în cazul dat cu acele câteva persoane cheie care sunt stipulate în manualul operațional, așa volum de lucru de acoperit este practic imposibil. De aceea, da, în 2020, ceea ce s-a specificat în raport au fost inclusiv și achitați salariile din sursa aceasta MIRP la și alte persoane. Ce nu s-a făcut și cred eu că este nu din rea intenții, dar din neștiință sau nu știu, nu a avut cine posibil să-i consulte la acel moment conducerea fondului corect ca să aprobe aceste persoane, adică să ceară aprobarea acestor persoane de la Banca Mondială. Adică noi nu vedem problema, așa înțeleg, nu vedem problema că persoanele au lucrat, pentru că ei, într-adevăr, au executat un volum de lucru. N-au primit bani pentru, nu știu, pentru altceva. Dar faptul că nu au fost aprobate de Banca Mondială, adică noi recunoaștem că asta a fost o scăpare care nu s-a, de asta nu s-a ținut cont.
Ce ține de acea recompensă a domnului Chiorescu care s-a achitat, s-a menționat că în ordinul cancelarii nu s-a specificat sursa. Și atunci sursa achitării. Atunci s-a mers după aceeași idee, precum că în caz dacă persoana este angajată și este achitată dintr-o sursă, atunci, dacă pleacă pe foaia de boală, zicem, da? Buletinul, tot se achită din această sursă. Așa-i? Dacă pleacă în concediu, tot se achită din această sumă, sursă. Adică alte surse nu au fost la moment. Domnul director a fost achitat din sursa aceasta MERP a proiectului și finanțele, adică direcția finanțe la acel moment a mers după această logică. Precum că înseamnă că și acea recuperare pentru acele două luni sau trei luni care nu a fost, adică în funcție domn director și apoi restabilit prin hotărâre judecății, s-a achitat tot din aceeași sursă. Adică, iată, asta a fost logica. Spuneți, vă rog, în cadrul, deci, din ce înțeleg, dumneavoastră gestionați mai multe portofolii de proiecte. Da. Și pentru fiecare portofoliu de proiecte, în funcție de necesitatea, mă rog, volumului de muncă, se alocă persoane din cadrul fondului responsabile și acestea primesc inclusiv remunerare din proiectul respectiv. Spuneți, vă rog, care e un pic structura salariilor care există în cadrul institut. Deci, câteva întrebări, hai zicem așa, ca să fie un pic mai clar pentru toată lumea. Deci, o persoană, deci este angajat de bază a instituției publice, Fondul de Investiții Sociale din Moldova. Da. După care, ea are posibilitatea, deci ce alt fel de contracte se încheie și în baza ce contracte se fac plățile sau retribuția muncii pentru activitatea în cadrul proiectului. Deci, care este forma în care cumva aceste plăți sunt executate? Asta e un contract individual de muncă? Asta e un contract de prestări servicii? Ce fel de contract și dacă cum, dacă există practici ca o singură persoană să fie în toate, ca directorul să participe absolut în toate proiectele, deci un pic să deschidem paranteză. Toți angajații Fondului de Investiții Sociale sunt nu angajații proiectului XYZ, dar sunt angajații IP FISM, prin contract individual de muncă. Doar sunt situații când câteva persoane la noi sunt și prin contracte de servicii, prestări servicii. Puține de tot, dar la necesitate. În caz dacă se cere, în cazul dat la noi, de exemplu, specialistul care deservește sistemul nostru informațional, așa numit IT-șnică nostru, asta el este prin contract de prestări servicii. Juristul este prin contract de prestări servicii. Ca exemplu vă spun. Toți, adică lucrăm, spunem așa, într-o echipă. Doar că atunci când avem mai multe proiecte, prin ordinul directorului se stabilește cine și din ce sursă este achitat. Adică din ce sursă în sensul, din IDA, din bugetul de stat sau din acel RO. Mai departe, atribuțiile deja sunt repartizate într-așa mod că fiecare are așa numite responsabilitățile legate de proiectul X, Y, mai departe. Doar că sunt și alți specialiști care ei lucrează, zicem așa, pentru toate. De exemplu, divizierii, ca să fie clar. Ei fac divizele nu doar pentru proiectul X, Y, Z. În cazul dat, ei consultă sau elaborează aceste divizie și pentru alte proiecte, adică în general. Adică suntem o echipă și de când a existat Fondul de Investiții Sociale, da, acum s-au schimbat circumstanțele, vedem și noi în cazul acestui proiect că sunt situații diferite, dar Fondul de Investiții a lucrat toată echipa la realizarea tuturor proiectelor. Nu s-a făcut niciodată în cadrul fondului că inginerul X se duce doar la proiectele finanțate de nu știu cine, dar inginerul Y se duce la alte proiecte. Adică a fost un volum de lucru, obiectele au fost repartizate între toți angajații și se făcea lucru. Și cred eu că toată lumea cunoaște rezultatele noastre. Noi cumva nu punem la îndoială că există anumite rezultate și că există anumite procese, inclusiv dictate de fapt că o bună parte din banii pe care îi gestionați dumneavoastră vin cu manuale operaționale.
ale partenerilor internaționali. Noi despre altceva putem să discutăm, despre repartiția politică, unde merge reparația sau unde nu merge, dar asta e în afară raportului Curții de Cont. Câteva întrebări aici. La fel, prin ordinul directorului stabilește remunerarea, valoarea remunerării. Și încă o întrebare deja pe partea de absorbția de 22%, dacă putem să avem și răspunsul ministerului. Mersi. Organul, zic așa, deasupra fondului decisiv este Consiliul Fondului de Investiții Sociale, care aprobă regulamentul cu privire la salarizare. În acest regulament sunt specificate toate detaliile ce țin de salarizarea Fondului de Investiții Sociale. Ca idee generală, adică clar, acum nici nu l-am cu mine, sincer să vă zic, ca să merg pe el, el este public, adică nu este ascuns, cine va avea nevoie, poftim, dar ideea este că noi suntem la autogestiune, adică salariile noastre nu suntem bugetari, să zicem, nu sunt din bugetul de stat, noi din acele cheltuieli operaționale care sunt alocate pentru implementarea proiectului, iată cel și este bugetul nostru pentru a supraviețui. Unde deja intră și nu doar salariile, dar dumneavoastră, cred că asta e clar ca bună ziua, că pentru a funcționa așa o instituție care are deplasări, 10 deplasări uneori într-o zi, sunt necesare și alt fel de cheltuieli pentru a monitoriza acele obiecte în teren. Și pentru a supraviețui din punct de vedere și a comunicării și a, nu știu, până la urma urmei a rechizitelor de birou de care avem nevoie. Care e salariul meu de pe instituție? La moment este 9.700, sub 10.000 de lei. Clar, acum eu am o întrebare. Deci, 52.000 de dolari SUA reprezintă retribuirea a 12 angajați ai FISM-ului, ale căror funcții și atribuții nu au fost prevăzute de manual operațional, precum și în lipsa termenilor de referință coordonați cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și coordonatorul proiectului acceptat de Banca Mondială. Cum explicați dumneavoastră această constatare a auditorilor Curții de Conturi? Această constatare pentru anul 2020 poate fi explicată prin faptul că volumul de lucru în acel an a fost foarte mare și a fost necesar de implicat mai multe persoane. Dar nu s-a aprobat, adică nu s-a cerut aprobarea băncii. Și cum am zis eu, cred eu, asta este o scăpare pur și simplu. Cum poate să fie o scăpare atunci când vorbim de cheltuierea banului public? Doar banca oferă câmpul legal conform manualului operațional și achitările se fac în baza contractelor sau individuale sau de prestări servicii sau de altă natură juridică. Chestiile este lipsesc, înseamnă că banii au fost alocați nejustificat? Nu, în primul rând, în cazul dat, mie îmi vine poate greu să vin cu unele detalii pentru că n-am deținut acea funcție și n-am fost eu factorul de decizie atunci când acest lucru s-a făcut. Dar întrebarea a fost prima la mine de când lucrez în această instituție și dacă am fost atunci partea echipei. Și deja știind dintr-o parte, spunem așa, situația, am dat explicația care pot să vă dau eu. Cred eu că alte explicații nu pot să vă dau la moment. Dumneavoastră ați menționat că instituția este mai mult finanțată din partea contribuțiilor donatorilor care participă la realizarea proiectelor. În cazul dat, dumneavoastră ați valorificat niște bani din credite. Creditele acestea se rambursează, cum au constatat auditorii de la curte. Noi avem la moment deja din 40 de milioane, 6 milioane de dolari rambursate. Adică banii, practic, indirect, tot sunt a cetățenilor. Și cheltuirea nejustificată acestora, cred că este o activitate neargumentată, nici într-un fel. Și acum, Curtea de Conturi, având în vedere că constatări de așa gen mai aveți în cadrul raportului, explicați și mie și tuturor de ce opinia a fost fără rezerve la auditul respectiv. Mulțumesc pentru întrebare. În primul rând, conform standardelor,
acestea nu au trecut pragul de materialitate și nu au influențat opinia și rapoartele. Dar numiți-ne, vă rog, care a fost pragul de materialitate și de ce nu s-a încălzit? Un procent de la total cheltuieli ale proiectului și constituie 66,7 mii dolari. Dumneavoastră faceți referință la total cheltuielilor proiectelor, proiectului de cât? De 40 de milioane? Nu. La total în anul 2020 au fost cheltuite 6.677.000 de dolari. Okay. Deci la această sumă, conform standardelor, noi aplicăm 1%. 1% ați luat. Da. De ce 1%? De ce pragul minim? În cazul în care sunt mai multe încălcări, în cazul în care sunt mai multe încălcări, auditorul le revine responsabilitatea să vină cu intervenții și poate să modifice pragul de materialitate. De ce l-ați luat minim? În cazul când banii au fost utilizați neconform, necoordonați cu donatorul. Pragul minim, asta înseamnă că noi am luat o... Domnul Rotaru, eu știu. De ce a fost mine, întrebarea a fost? Deoarece ultimii 5 ani opirea a fost una fără rezerve, deci auditorii Curții de Conturi nu au constatat neconformități semnificative și noi am mers pe pragul mediu. E clar, da. În primul rând, conform manualului de audit financiar, în cazul în care noi am avut opinii modificate anii precedenți, riscul de audit este unul minim și am luat pragul mediu. În anul următor, în contextul în care noi am văzut aceste riscuri, o să micșorăm pragul de semnificație. În ceea ce privește cheltuielile care au fost efectuate de 57.000 de dolari, ne depășând pragul. Până la urmă a fost argument că a fost un volum foarte mare de lucru în acea perioadă, adică în anul 2020. Eu vreau să întreb atunci cum au fost planificate resurse, pentru că noi astăzi nu avem resurse în acest proiect și nu avem acoperire, pentru că noi ne-am planificat că o să le împărțim și trebuie pentru anul 2020 să avem un volum mai mare de cheltuieli, atât operaționale cât salariale, pentru că am avut volum mai mare. Dar dumneavoastră ați cheltuit în primii ani practic tot bugetul, în anul 2020 a spus că ați avut încă mai multe cheltuieli și la moment noi nu avem acoperiri financiare și vorbim de cele 1,2 milioane de lei care au fost reținute de fond pentru buna execuție, pentru penalități, pentru tot și nu avem cum să le utilizăm. Și eu, din ceea ce am înțeles și discutam anterior, era faptul că dumneavoastră vreți să valorificați aceste resurse pentru a acoperi cheltuielile care le-ați avut exagerate în perioadele anterioare, când de fapt a fost grosul proiectului. De asta trebuie să vorbim aici. Că atunci a spus că era o probabilitate că nu știați că o să fie volumul mare, dar când nu știați că ați cheltuit, ați investit 1 milion de lei anul precedent, înseamnă cheltuieli operaționale trebuie să fie corespunătoare acestui milion. Dar nu în 2020 ați cheltuit practic tot proiectul și când ați ajuns să realizați proiectul nu mai aveți bani. Iată, aici e problema cea mai mare pe care curtea a încercat să o spună în raport. Și dumneavoastră trebuie să spuneți clar astăzi, să nu cumva că a fost volumul mare, că a fost asta. Să spuneți clar cât a fost cheltuit din perioada până să realizați proiectul și deficit aveți azi pe proiect, ca să fie clar că noi, din păcate, nu am gestionat eficient acest proiect, în sensul că avem cheltuieli în afara proiect sau nu a fost planificat. Trebuie să spuneți acest lucru. Atât? Vă mulțumim mult. Și o întrebare, cred că ultima, către Ministerul Educației. Spuneți-ne, vă rog, când s-a negociat acest credit, care a fost scopul, unul mare, cred că, a fost baza creditului. În ce măsură considerați că s-a realizat acest scop? Fiindcă, nu, eu vreau de la dumneavoastră să aud. Fiindcă, practic, în anul 2022, la 31 decembrie, acest proiect urmează să fie deja închis, da? Cu toate extinderile, fiindcă el a demarat din 2013. Deci vă rogăm să vă expuneți. La microfon treceți, vă rog. Îmi pare sala mică și credeam că mă aud. Stimată doamnă președintă, comisii parlamentare, stimați membrii comisiei, stimați reprezentanții Curții de Conturi, am participat la ședința publică în care a fost prezentat acest raport de audit și opinia mea este totuși una bună, cu micile rezerve care au fost constatate și discutate astăzi. Deci, principalul, adică obiectivul primordial al acestui proiect a fost, bineînțeles, că
reparația școlilor care au fost menționate. Și noi considerăm că ceea ce a și spus reprezentantul FISM, odată ce aceste lucrări au fost finalizate înainte de termen și odată ce copiii beneficiază de condiții foarte bune de instruire, considerăm că proiectul dat și-a atins obiectivul. Referitor la cele 22% care au fost estimate greșit, adică sau neconcordanța dintre cele 22%, este reprezentantul doamna Botea care va răspunde la această întrebare. Stimată doamnă președinte, stimați membri ai comisiei, sunt Nadejda Bote, specialist financiar al proiectului Reforma Învățământului Moldova, redirector la obiectivul nostru atins de proiectul nostru. Considerăm că este totuși o poziție bună, dat fiind faptul că în cadrul acestui proiect au fost renovate de totuși 23 de școli, dintre care primele 6 au fost cu forțele ministerului. Și s-a ajuns la concluzia că, neavând capacitate ministerul în domeniul construcțiilor cunoștințe, de aceea, în 2017 a fost restructurat proiectul și partea de renovări a fost transmisă FISM-ului. Ei, având practica cu implementarea proiectelor internaționale pe domeniul dat. Totodată, vreau să aduc la cunoștință valorificarea de doar 22% în anul 2020, se explică prin faptul că în cadrul proiectului noi avem un plan de implementare a activităților. Pentru anul 2020, conform planului nostru bugetar, era planificat să dotăm 160 de școli cu laboratoare de fizică, chimie și biologie. În cazul când anul a devenit pandemic, a fost solicitat și modificată această activitate cu laboratoarele și o parte din mijloacele preconizate pentru dotarea cu laboratoare a fost redistribuită pentru procurarea laptopurilor pentru copiii de a învăța la distanță. Această activitate a fost una nu ușoară, dificilă, din punct de vedere căci asemenea achiziții nu au fost din start planificate. Pe piața mondială a crescut foarte mult cererea la tehnica de calcul. Banca Mondială s-a oferit să ne ajute ajutor și prin agenția ONU UNEP am încercat să facem această achiziție. A durat până au venit. De ce? Fiindcă prin ei se face o achiziție directă și nu este nevoie de foarte mult timp de așteptat. Dar când ne-a venit propunerea, a venit o propunere destul de mare. În acest timp, Ministerul găsiți și ei posibilitatea de a cumpăra laptopuri și ei pe piața națională au găsit și au cumpărat cu $100 laptopul mai ieftin. Și în acest caz s-a refuzat la dimers cu propunerea prin agenția ONU și s-a făcut achiziția națională. Evident că a durat timp cât a durat licitația până s-a găsit învingătorul, până s-a făcut contractul. În continuare anul s-a încheiat. Solicitarea noastră de rectificare a bugetului nu a fost posibilă, dar fiind faptul nu a fost, adică guvernul s-a destrămat și nu a fost posibil, fiindcă noi am ieșit cu propunerea de rectificare atunci când am înțeles că nu va fi posibil în anul acela să fie executată această activitate. Dar pentru laboratoare, ca să înțelegeți, a fost 4,38 milioane de dolari, adică era o sumă destul de mare și evident că neexecutând aceasta și a devenit doar 22% realizarea destul de mică. Dar acești bani n-au fost cheltuiți, n-au fost trași ca pentru dânșii noi să plătim procentele, doar că a rămas pentru implementare în perioadele următoare. Evident că la marea solicitare pe piața tehnicii de calcul, laptopurile au fost furnizate doar în anul acesta și toate 10.000 de laptopuri au fost distribuite în teritoriu conform contractelor de comodat. Acum este pregătită și acceptată pentru hotărârea de guvern pentru data de 15 să fie discutat cu transmiterea cu titlul gratuit autorităților locale aceste laptopuri.
Clar că inițial, la sfârșitul anului, au fost mai mult utilizate laptopurile de copii, fiindcă era învățătura la distanță. Acum, ținând cont de faptul că învățătura se face față în față, aceste laptopuri se eliberează la solicitarea școlilor pentru copiii care sunt în carantină sau pentru necesitățile de învățare la distanță. Da, vă mulțumim. Stimați colegi, încă întrebări? Comentarii. Deci, pe acest fundal aș vrea să atrag atenție celor care sunt implicați în valorificarea mijloacelor proiectului și realizarea proiectului asupra implementării recomandărilor Curții de Conturi. În raportul anterior, care a fost în anul 2020 examinat pe 4 decembrie, Curtea va oferi 5 recomandări. Dumneavoastră ați executat numai 70% din recomandările oferite de Curte. Deci, acum, practic, Curtea iarăși vă oferă recomandări de îmbunătățire a activității. O sugestie și o cerere din partea Comisiei este să întreprindeți toate măsurile în vederea remedierii situației și implementării recomandărilor Curții de Conturi. Ori, Curtea de Conturi vine să vă ajute în implementarea corectă a proiectului și valorificării mijloacelor care reprezintă un credit care urmează să fie rambursat din buget, de pe seama cetățenilor. Și o altă chestiune este îmbunătățirea procedurilor aplicate la execuția și planificarea mijloacelor financiare a proiectului. Deci atrageți-vă atenție deosebită acestui capitol, fiindcă este important, chiar dacă suntem în ultimul an de implementare proiectului dat. Vă mulțumim pentru participare și cred că ulterior Curtea iarăși va veni la finalizarea proiectului și noi vom, în cadrul Comisiei, vom examina rapoartele ulterioare. Credem că vor fi mult mai bune rapoartele în privința executării și opinia sperăm că o să fie tot fără rezerve, dar fără încălcările care au fost depistate în auditul actual. Mulțumim mult, sănătate și o zi bună! Iar noi, Comisia, vom examina acum chestiunea numărul 3 de pe ordine de zi. Poftim? Da, da. Deci echipa Curții de Conturi care a fost implicată în auditul proiectului Băncii Mondiale, deci este liberă și rămâne echipa care ne va prezenta raportul auditului conformității achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în anul 2020, aprobat prin hotărârea Curții numărul 54 din 28 septembrie 2021. Deci, din partea Curții, avem membru Curții, domnul Moroșanu și echipa de audit. Poftim! Mulțumesc, domnul președinte, Comisiei, stimați doamne, domnilor deputați. Auditul conformității achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în anul 2020 a fost efectuat potrivit programul de audit a Curții de Conturi pentru anul 2021. Probele de audit au fost colectate la minister, precum și la 88 de instituții bugetare și circa 113 instituții la autogestiune din subordine. În contextul auditului, Curtea de Conturi a constatat neconformități la estimarea și planificarea achizițiilor publice, precum și la etapa de atribuire, de executare și de monitorizare a contractelor de achiziții. Neconformitățile constatate sunt datorită unui control intern managerial insuficient, precum și lipsei monitorizării activității entităților subordonate. Astfel, în urmărirea și implementarea recomandărilor Curții de Conturi emise în decembrie 2020 a fost la un nivel scăzut. Din 14 recomandări au fost parțial implementate doar 4 recomandări. Reieșind cele expuse, Curtea de Conturi a decis trimiterea raportului de audit Ministerul Educației și Cercetării, deja Ministerul Culturii a fost divizat și Institutul de Subordine Auditat pentru informare și implementare recomandării înaintate de audit. Totodată, raportul a fost remis și către Ministerul Finanțelor pentru informare și asigurarea completării cadrului normativ cu reglementări exhaustive privind modul de elaborare, aprobare, rectificare și executare rapoartelor a bugetului instituțiilor la autogestiune, precum și completarea regulamentului aprobat prin hotărâre Guvernul 339 din mai 2017 cu codul CPV și pentru procurarea dreptului de autor.
asigurarea unui sistem și unui proces decizional eficient și transparent al achizițiilor de valoare mică, cu obligativitatea desfășurării acestui prin sistemul informațional automatizat M-Tender, în termen rezonabil. Totodată, introducerea măsurilor de răspundere disciplinară, civilă, contravențională sau penală în vederea prevenirii erorilor și fraudelor în domeniul achiziții publice. Totodată, raportul a fost emis către Procuratura Generală, care a fost solicitări suplimentare ulterior pe raportul dat, precum și a fost emis și agenției pentru supraveghere tehnică, pentru verificarea conformității documentației, volumelor și calității lucrărilor efectuate la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din municipiul Chișinău, Universitatea din Stat din Comrat, școală de tip internat pentru copii orfani și copii rămași fără îngrijirea părinților din orașul Ceadăr Lungă, precum și la Teatrul Republican Muzical Dramatic Bogdan Preșnădencu Hrășdeu din orașul Cahul. Mai succint va prezenta constatările cele mai importante doamna șefa echipei Ioniță Nadejda. Dacă permiteți. Da, mulțumim, poftim, doamna Ioniță, vă ascultăm. Stimați deputați, onorată asistență. Auditul conformității asupra achizițiilor publice în sistemul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în anul 2020 a constatat că administrarea procesului de achiziții se efectuează contrar cerințelor normative, iar gestiunea fondurilor publice este defectuoasă. Astfel, procesul de elaborare, aprobare și executare a bugetului instituțiilor publice la autogestiune nu este reglementat explicit de niciun cadru normativ. Ca urmare, unele instituții la autogestiune refuză să se conformeze prevederilor legii 131 din 2015 și nu asigură fundamentarea planurilor de achiziție aprobate. Entitățile din subordinea MEC nu asigură conformitatea evaluării necesităților, determinării bugetului și întocmirii planului de achiziție, nefiind asigurată nici corelarea între bugetul aprobat precizat și planul de achiziții. Astfel, 87 instituții bugetare, conform bugetului precizat, aveau planificate procurări în sumă de 602 milioane lei. Din acestea, doar 25 de entități au elaborat planul de achiziții pentru anul 2020, în sumă totală de 61 milioane lei, sau doar 10% din procurările precizate. Iar din 106 instituții la autogestiune active din subordinea MEC, doar 29 au elaborat planul de achiziții pentru anul 2020, în sumă de 108 milioane lei, din totalul procurărilor de circa 655 milioane lei. De menționat că entitățile din subordinea MEC continuă efectuarea achizițiilor de până la 10.000 de lei, fără a le include în planul de achiziții. Contrar prevederilor regulamentare, doar 6 instituții bugetare din 87 și 13 instituții la autogestiune din 113 au publicat planul de achiziții pe pagina web a entității, ceea ce nu asigură transparență în utilizarea resurselor financiare publice. De menționat că entitățile din subordinea MEC nu au elaborat planurile trimestriale și nu au modificat planurile aprobate în cazul identificării unor noi resurse financiare. Nu au asigurat organizarea și îndeplinirea conformă a atribuțiilor grupurilor de lucru în achiziții publice, nefiind stabilite expres atribuțiile fiecărui membru, ceea ce denotă neimplicarea acestora la diferite etape de planificare și de desfășurare a proceselor de achiziții. De asemenea, nu au întocmit conform dosarul achizițiilor publice, nu au asigurat o fundamentare economică-financiară a soluțiilor existente pentru determinarea achizițiilor. Putem exemplifica organizația concertistică și impresariat Moldova Concert, școala internat specială de copii orbi și slab văzători din Bălți. Concomitent, înregistrarea, evidența și supravegherea achizițiilor de valoare mică nu se efectuează conform cerințelor legale. Doar 38 instituții bugetare și 48 instituții la autogestiune au prezentat la Agenția Achiziției Publice darea de seamă privind contractele de achiziții publice de valoare mică în sumă totală de 48 milioane lei și respectiv 103 milioane lei. Conform informațiilor prezentate, în anul 2020, entitățile din subordinea MEC au efectuat achiziții în sumă totală de 608 milioane lei, din care achiziții de valoare mică și până la 10.000 de lei în sumă de 292 milioane lei, sau 48% din achizițiile totale.
Totodată, auditul constată că instituțiile bugetare nu au asigurat declararea unor procurări cheltuieli în sumă de 108 milioane lei, ceea ce denotă lipsa unei evidențe conforme a procurărilor, clasificarea incorrectă a acestora și, respectiv, lipsa transparenței achizițiilor publice. Planificarea defectuoasă a achizițiilor publice a determinat deficiențe admise la etapa de selectare și atribuire a contractelor de achiziție, fiind admisă divizarea achizițiilor și nefiind asigurată transparența și eficiența procedurilor efectuate. De exemplu, procedura de achiziționare a manualelor de 39,74 milioane lei combină nejustificat procurarea utilizării dreptului de autor asupra manualelor și procurarea serviciilor de tipărire, ceea ce generează deficiențe la determinarea corectă a valorii estimate de achiziție și a criteriilor de alegere a câștigătorului, precum și limitează esențial concurența și transparența. Astfel, în cazul necesității reeditării unui manual, MEC deja nu mai petrece o licitație publică, dar efectuează procurarea prin negocieri directe, fără publicare, de la operatorul economic câștigător a licitației inițiale, ceea ce a dus la majorarea valorii manualelor cu circa 8,4 milioane lei. În alt caz, achiziția dezinfectantului lichid pentru mâini, în valoare de 28,9 milioane lei, necesar pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19, a fost efectuat prin stabilirea unor cerințe nemotivate, ceea ce a determinat limitarea concurenței și procurarea dezinfectantului la prețuri majorate cu cel puțin 7,2 milioane lei. Menționăm că în multiple cazuri a fost constatată divizarea procedurilor de achiziție, nefiind aplicate prevederile legii 131 din 2015. Iar în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică, autoritățile contractante au admis unele neconformități care au afectat legalitatea și eficiența achiziției. Cum ar fi? Achiziția cărbunelui în valoare de 1,3 milioane lei de către școala internat din Bălți în ultimii 5 ani se efectuează de la unul și același operator. Alocarea prematură a mijloacelor pentru achiziționarea fotorilor și copertinii către teatrul Bogdan Petriceicu HD din orașul Cahul în valoare de 1,3 milioane lei, deși construcția clădirii teatrului nu a fost finalizată. Anularea nejustificată a achiziției lucrărilor pentru reparația capitală a grupurilor sanitare din blocul de studii a Universității din Cahul, în valoare de 734.000 lei, și achiziției privind montarea sistemelor de semnalizare anti-incendiu și apară trăsnitul în valoare de 803.000 lei. MEC și entitățile din subordine nu au respectat normele legale de monitorizare și de asigurare a executării și gestionării contractelor de achiziții publice în termenii și condițiile prevăzute de acestea, inclusiv a lucrărilor de construcție a edificiului teatrului Bogdan Petriceicu HD din Cahul în valoare de 20,6 milioane lei, a reparației curente a acoperișului școlii internat din Bălți, 200.000 lei, și a serviciilor de reparație curentă în valoare de 164.000 lei, a edificiului Muzeului Național de Literatură Mihail Cogălnicial primit încomodat. MEC și instituțiile din subordine, în perioada anului 2020, contrar prevederilor articolului 66 alineatul 5 din legea 181 din 2014, au acordat avansuri pentru achiziționarea mărfurilor, serviciilor și lucrărilor în valoare de 26,9 milioane lei. Aspectele menționate necesită îmbunătățiri pentru a spori transparența și eficiența utilizării mijloacelor financiare publice. Astfel, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Culturii și instituțiilor din subordinea acestora s-au înaintat 13 recomandări menite de a contribui la îmbunătățirea situației create în cadrul entității auditate. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim mult. Ministerul Educației, doriți să vă expuneți? Stimată doamnă președintă, stimați deputați, stimați membri ai Curții de Conturi, am citit și acest raport cu atenție. Obiecțiile considerăm că în mare parte sunt argumentate, avem bineînțeles și explicațiile noastre la toate aceste obiecții. Cu unele aș putea zice că parțial nu suntem de acord, iată în ceea ce privește achiziționarea manualelor, pentru că noi considerăm că altfel sau dacă noi am divizat aceste două proceduri, procurarea dreptului de autor și procurarea serviciului de tipărire, ar atrage cheltuieli suplimentare, sau nu vedem cum ar fi posibil, cel puțin procedural, acest moment. Referitor la procurarea laptopurilor, iarăși nu a fost
estimat corect prețul acestora, dar eu consider și în general Ministerul Educației și Cercetării consideră că multe din aceste situații au fost determinate și de situația de criză pandemică în care ne-am pomenit, de urgența unor achiziții. Astăzi alături de mine sunt experții, colegii din este domnul Sobare, șeful Direcției Managementul Instituțional, doamna Soga Olga, șeful Secției Financiare Administrative, domnul Labașev Eugeniu, consultant în superior în cadrul secției respective, care nemijlocit s-au ocupat de aceste achiziții și care cred că vor avea niște răspunsuri argumentate. Dacă îmi permiteți, da, poftim, să le vă oferim. Vă rugăm să treceți la masă, la microfon. Da, vă rog frumos, stimați colegi. Și bineînțeles că Ministerul Culturii, pentru că între timp a fost divizat, a avut loc divizarea ministerelor. Și aici. Și o serie de obiecții se referă la entitatea respectivă. Dacă sunt colegii, domnul sau nu? Domnul ministru, cel puțin între timp, a plecat dumneavoastră. Domnul ministru ne-a prevenit că are o altă activitate și a plecat, dar a rămas cineva, îmi pare, în cadrul Ministerului Culturii. Deci aici ține de teatru, de alte... Da, bine. Poftim, cine din partea Ministerului Educației dorește să mai ia cuvântul? La general, doamna secretar s-a expus, respectiv, pe raport. Dacă sunt ceva întrebări concrete, încercăm și intervenim. Uh-huh. Bine, Ministerul Culturii? Microfon. La moment nu avem, doar vrem să precizăm că urmarea a remiterii către Ministerul Culturii a raportului de audit, am recurs la elaborat planul de achiziții de implementare a recomandărilor. În timp apropiat va fi examinat acest raport în cadrul Colegiului Ministerului și deja s-a început cu lucrarea cu Procuratura Generală asupra aspectelor care ne le-a invocat. Uh-huh. Prin ce se exprimă cu lucrarea cu Procuratura? Procuratura Generală a solicitat să le remitem informația de la Teatru HD-ul referitor la procedura de achiziții care a fost expusă ca să se expună asupra dacă există fraudă și de lapidări. Bine, mulțumim. Okay. Stimați colegi, întrebări? Domnul Mijor, subiectul meu favorit legat de achizițiile de valoare mică. Citez pagina 5. În anul 2020, entitățile din subordinea Ministerului Educației, Cercetării și Culturii au efectuat achiziții în sumă totală de 608,3 milioane lei, nu puțin, din care achiziții de valoare mică și de până la 10.000 de lei în sumă de 291,5 lei sau 47,9 din achizițiile totale. Mai există o statistică oferită de colegii Curții de Conturi ce ține de raportarea acestor contracte de mică valoare deja post-factum către Agenția de Achiziții Publici. Acolo cifrele tot sunt foarte așa, mici, în sens că foarte puține dintre instituțiile publici și instituțiile aflate la autogestiune raportează această informație către Agenția Achiziției Publice. Dar eu vreau să, cumva, inclusiv pentru opinia publică, să explic că raportarea asta înseamnă o foaie scanată, trimisă cu listă, numărul contractului și valoarea contractului către, în PDF, ca să nu poți face absolut nimic cu ea, către Agenția Achiziției Publice. Deci noi nici măcar nu ne obosim să trimitem o foaie, odată la jumătate de an, din ce eu țin minte, către Agenția Achiziției Publice. Dar reușim să cheltuim practic jumătate din bugetul alocat prin astfel de contracte. Și întrebarea aici către două instituții, către Ministerul Educației, Culturii, Educației în special, pentru că noi am avut și auditul financiar a Ministerului. Și acolo, din ce eu țin minte, era iarăși o opinie destul de... Da.
contrar a Curții de Conturi. Adevărat. Și acum avem raportul pe achiziții, care iar scoate în evidență foarte multe lacune. Întrebarea către minister este când ne apucăm de treabă, dar întrebarea pentru Direcția Finanțe din cadrul Direcției Achiziții Publice din cadrul Ministerului Finanțelor este: noi am avut reprezentanții dumneavoastră la o ședință, dar în primul rând este, da? Noi am avut reprezentanții dumneavoastră la o ședință, ei au zis că se lucrează la un nou regulament, vrem să știm care este progresul pe acest regulament și cum el o să ducă la mai multă transparență și un mai mic nivel de încheiere a contractelor de mică valoare. Mersi. Dacă putem ministerul să se expună prin. Apropo, mi-a scăpat să menționez acest moment, pentru că, dar domnul deputat s-a referit la acest fapt, că 48 de instituții totuși sunt la autogestiune și suntem în dificultate ca să supraveghem activitatea acestora. Și, bineînțeles, că imperfecțiunea cadrului normativ, ceea ce s-a sugerat la începutul ședinței și, adică, dacă ar fi, sau mai exact, dacă am putea îmbunătăți acest cadru normativ și acest mecanism ca să putem controla acest proces. Înțeleg, dar principiul de autogestiune, asta nu înseamnă principiul de cheltui banii cum vrei. Și acum, dacă într-adevăr este necesar de reglementat suplimentar, inclusiv procedurile financiare ale acestor instituții, dați-vă rog să vedem propunerile și cred că deschiderea este la orice nivel, inclusiv începând de la minister și terminând cu forul legislativ, ca aceste reglementări să fie trecute și ca banii să fie cheltuiți transparent și respectând principiile de concurență de piață. O precizare, întreprinderile la autogestiune au consilii de administrare? Da. Și ministerul are reprezentanță în consiliile date. Deci uzați de acest drept. Nu? Dar cine participă în consiliul de administrare? Ministerul Finanțelor cu siguranță are reprezentant în... Nu? La instituțiile publice, la autogestiune, consiliile de administrație sunt create din cadrul angajaților instituției, însă o reglementare care ar delega reprezentanții ministerului în aceste consilii de administrație nu există, precum au fost la întreprinderi. Veniți cu propuneri. Suntem deschiși. Da, mulțumim. Susținem. Suntem minister nou creat, venim cu propuneri. Nou vechi, știți? Nou vechi. Toate sunt noi și toate sunt vechi. Așa da. Că nu prea da, merge cu nou creatul, fiindcă a mai fost și este. Vă rugăm. Bună ziua, stimați membri ai comisiei, stimați membri ai Curții de Conturi. Cu referire la întrebarea despre la ce etapă se află regulamentul cu privire la valoarea contractului de valoare mică, menționăm că acesta este transmis pentru expertiză Centrului Național Anticorupție. Urmare, când primim raportul de expertiză, urmează după asta să-l prelucrăm, să-l introducem în raportul de sinteză și să-l transmitem la guvern pentru aprobare. Acest proiect în sine este destul de complex față de regulamentul care îl avem la moment și prevederile principale presupun ca achizițiile publice de valoare mică să fie desfășurate întru totul prin intermediul sistemului de achiziții electronice. Totodată vreau să mai comunic aici ca o componență de contravenție la proiectul de lege privind modificarea codului contravențional a fost solicitat ca în proiect să fie inclus la articolul 327 prim componența cu referire la netransmiterea în termen a dării de seamă cu privire la contractele de valoare mică. Ca o măsură de răspundere pentru netransmiterea acestor informații. Și cine va fi agentul constatator? Agentul constatator, iarăși, în 2018, când a fost modificat codul contravențional, la articolul 402 a fost radiat, eronat articolul 327 prim, respectiv calitatea de agent constatator Agenției Achiziții Publice a decăzut.
Acum, prin prisma proiectului dat încă din 2019, Ministerul Finanțelor a transmis solicitări pentru ca Ministerul Justiției să facă modificări. La momentul actual, modificările date iarăși au fost acceptate de către Ministerul Justiției și inclus în proiect. Adică a dispărut și agenția achiziției publice. Va fi agent constator. Da. Noi avem multe prevederi în codul contravențional care nu pot fi aplicate numai de atât, nu se știe cine este agentul constatător. O întrebare de așa, la minister. Eu țin minte că unul dintre argumentele din care au fost ridicate acele plafoane pentru achizițiile de mică valoare, pe lângă faptul că există mulți agenți, autorități contractante micuții, fără capacități și așa mai departe, unul dintre principalele argumente a fost faptul că sistemul informațional M-Tender nu o să reziste ca capacitate de procesare și servere de stocare a informației pentru toate aceste contracte de aceste contracte de mică valoare o să fie încărcate acolo. Întrebarea mea este, se trece regulamentul, din 2022 începem să încărcăm în sistem. Noi suntem siguri că el o să reziste și că nu o să avem o lună de mentenanță tehnică în care inclusiv și licitațiile o să fie făcute pe modelul vechi. La moment suntem și în proces de a dezvolta sistemul electronic de achiziții, fie acest actual, chiar ieri am avut o ședință în care am cu factori decisivi și cu actorii nemijlocit implicați în procesul dezvoltarea sistemelor electronice și spre bucuria noastră este că am ajuns la așa decizii ca să mergem pe varianta sistemului electronic propus de către Uniunea Europeană de către un dezvoltator selectat de către Uniunea Europeană. Dacă noi corect înțelegem, e absolut alt sistem? Da. Dar asta încă, eu am înțeles întrebarea dumneavoastră dacă sistemul actual în tender o să fie capabil să... La moment, iarăși, CTIF-ul, platforma care dezvoltă această... instituția care dezvoltă această platformă, ne asigură că capacitatea respectivă o să fie asigurată de sistem. Adică... Când era Berdu, platformele private invocau momentul că nu este posibil de către ei. CTIF-ul are platforma sa, la fel, o platformă practic similară pe care o au operatorii privați și respectiv... Spuneți, vă rog, deci, din ce înțeleg ca interfață grafică, acum noi utilizăm două platforme a operatorilor privați. Da. Știu că se lucrează la a treia sau este deja lansat. Care este etapa celei de a treia platforme deținută de către CTIF? De către CTIF, până la sfârșitul lunii curente sau mijlocul lunii curente, cel mai probabil, urmează să ne prezinte, acum ne-a prezentat licitația restrânsă ca funcționalitate și urmează să ne prezinte și acordul cadru ca funcționalitate, ca instrument de atribuire a contractelor de achiziții publice. În cazul în care noi, acum colegii lucrează la aceste momente pe licitație restrânsă și pe acord cadru, respectiv când o să lansez, o să verificăm toate funcționalitățile și dacă ele corespund cadrului normativ, urmează să lansăm această platformă până când o să aplicăm și o să fie gata altă platformă. Dacă, dar vă spun asta încă eu nu pot să mă exprim ca un factor de decizie în direcția asta. Clar. Și spuneți-vă rog, unde există reticența de a reveni cel puțin la fostele plafane pe achizițiile de mică valoare? La ce nivel există această reticență? Și întrebarea este dacă ministerul planifică să scadă aceste plafane sau trebuie să intervenim la nivel legislativ. Mersi. Proiectul care este acum la Ministerul Finanțelor, la vizare internă, cu referire la pragurile de valoare mică, nu presupune o reticență a pragurilor. Din contra, reieșind din faptul că noi o să asigurăm o transparență în acest proces de atribuire a contractelor de valoare mică prin intermediul sistemului electronic, aceste praguri puțin vor crește și anume la ceea ce se referă valoarea
ordinului de plată. Adică nu o să fie de 10.000. Asta în principiu se face iarăși la solicitările autorităților contractante, CALMU și alte instituții care... Mulțumim. Cert este că se vor îmbunătăți procedurile de achiziții publice în cazul în care factorul uman, implicarea factorului uman, va fi minimizată în acest proces. Și acum să revenim la raportul nostru de audit. Eu către Ministerul Culturii. Auditorii au constatat că Moldova Concert, deci a contractat servicii de iluminare artistică și sunet de mai multe ori, da? Avem undeva 30 de contracte. Șase contracte, doamna președinte. Valoarea serviciilor de iluminare artistică, aproximativ 30 de concerte, mă scuzați, este similară cu valoarea echipamentului necesar pentru prestarea acestor servicii. Spuneți-ne, vă rog, nu era mai bine să aveți echipament de sine stătător decât să achitați de fiecare dată sume enorme către prestatorii de astfel de servicii? În cazul dat, Moldova Concert nu dispunea de granturi pentru a procura așa echipament și nu dispunea de tehnică necesară. Aceste echipamente se îndeoseb se contractează la evenimente majore, cum este festivalurile Mărțișor, sărbători la tot festivaluri naționale, unde de fapt Moldova Concert fiind unica întreprindere și entitate care prestează asemenea servicii, este incapacitate să acorde acest echipament sonor. Și ca rezultat se recurge la contractarea serviciilor date de arenda echipamentului. Dacă m-ați auzit corect, bani pentru contractare se cheltuie mai mult decât costă însăși echipamentul. Că nu este mai ușor să cumperi echipament decât să plătești cuiva? Pentru anul viitor, deja când va fi posibil alocarea granturilor de stat pentru investiții capitale, vom prevedea deja până implementând recomandarea dată. Da, mulțumim. Curtea a vrut să dea precizări. Da, vă rog. Da, pot să vin cu o completare aici. Auditul a făcut o analiză. Doar pentru 2020 au fost achiziționate, adică chiar divizarea respectivelor achiziții. În 6 achiziții, valoarea deja este menționată, dar analizând cu astfel de achiziții, fiind efectuate vreo 30, dacă în cazul nostru doar în 2020, că e situația pandemică, au fost mai puține concerte, dacă în celelalți ani erau mai multe, adică doar 30 de concerte deja acoperă respectivele utilaje. Prin urmare, accentul a fost pus că trebuie deplanificat, adică toate problemele care apar în sistem, este de la planificare. Odată ce nu se planifică corect, ulterior avem ce avem. Mm-hmm. Aceeași situație pot să completez și la manuale, dacă nu să fie întrebări. Am făcut și o analiză zilele acestea. Mm-hmm. Vă mulțumim pentru intervenții și totuși noi sugerăm că în cazul în care sunt astfel de situații să fie făcute analizele complexe vis-a-vis de ceea ce urmează să fie făcut, ca banii să fie utilizați cu un randament mai înalt. Și o altă întrebare referitor la achiziționarea dezinfectanților. Noi ne-am deprins în ultimul timp și entitățile care vin aici, care sunt auditate, tot fac referință că situația pandemică ne-a impus. Eu am spus și nu o singură dată și mă repet încă o dată. Situația pandemică nu ne scutește pe nimeni de responsabilitățile privind utilizarea eficientă și cu randament înalt a banului public. De ce, spuneți-mi, vă rog, de ce s-au procurat dezinfectanți la un preț exagerat, așa cum au constatat auditorii Curții de Conturi? Da, mersi de întrebare. Deci, ce pot să precizez, că prețul, oferta câștigătoare reprezintă un preț mai mic decât suma estimată inițial de către grupul de lucru al Ministerului. Ați poate eu să vă întreb, dar... Da, vă rog. Dumneavoastră vă prefaceți? În sens că dumneavoastră știți o leac mai multe detalii despre... Și primul lucru care dumneavoastră îl spuneți este că Ministerul a evaluat mai mult
decât valoarea contractului. Asta e o leacă e bătaie de joc. Pentru că și dați continuă. În sens că da, într-adevăr, dumneavoastră ați evaluat sau grupul de lucru a evaluat cu 400.000 de lei mai mult. În același timp, noi am avut nu mai mult, nu mai puțin, 4 oferte anulate. Primele oferte erau de 10.300.000, două oferte. A treia ofertă era de 16.700.000. Următoarea tot de 16.700.000. Și tocmai a cincea ofertă de 24.000.000, grupul de lucru a considerat-o potrivită. Dacă îmi permiteți, au existat și contestații la această procedură. S-a expus și agenția ANSC-ul pe această procedură. Este și Agenția Achiziții Publice, care are un filtru de rapoarte de monitorizare, care la fel nu a fost. Nu am avut contestații pe documentația de atribuire de la niciun operator economic. Ne-am ghidat strict de condițiile stabilite în documentația de atribuire la evaluarea ofertelor depuse. Dar puteți să ne explicați de ce au fost anulate primele par? Fiecare în parte. Motive. Posibil să-mi fie puțin greu acum să vă expun la fiecare în parte, dar câteva oferte au fost anulate deoarece operatorii economici nu au prezentat dovada acțiunii virulicide, fundicide pe care a solicitat-o Ministerul Educației la dezinfectant. În acest sens ne-am ghidat și de practica de la NSC, au câteva decizii în acest sens, în care au fost anulate oferte din motiv necorespundere anume la aceste aspecte. Este și cifra de afaceri, dacă nu greșesc, solicitată de Ministerul Educației, care câțiva operatori economici nu au corespuns și linii mari cam astea. Poate să vă întreb, deci dumneavoastră vorbiți de niște certificate, cifre de afaceri, deci dumneavoastră constatați că produsul de principiu este ok, el poate fi achiziționat de două ori mai ieftin și dumneavoastră totuși ați decis să luați o ofertă de două ori mai scumpă. De ce aici un pic de logică nu s-a pus în mișcare? Pentru că dumneavoastră aveți o mulțime de instrumente de a face achiziții, inclusiv să faceți o achiziție mai mică, pentru că stocurile se epuizează pe rând. De ce nu s-a făcut o achiziție mai mică? Să vadă care sunt problemele cu sarcina tehnică. Să elimine toate lucrurile care condiționează ca o anumită companie să fie declarată câștigătoare. Și să fie relansată această licitație. Sau noi suntem ok să plătim de două ori mai scump pentru produse? Prețul ofertat, oferta câștigătoare, dacă facem un benchmarking la acel moment pe piață, este un preț mediu, ofertat chiar și în cadrul procedurii de achiziționare care le-am găsit noi pe platformă online. Adică, da, au fost și oferte mai mici, dar ele nu au corespuns cerințelor obligatorii solicitate de către autoritatea contractantă. Eu un îndemn foarte serios către conducerea Ministerului. Vă rog, schimbați acest grup de achiziții. Mersi. Mulțumim. Încă întrebări, stimați colegi? Nu sunt întrebări. În final, aș vrea să atenționez echipa care a venit astăzi de la Ministerul Educației și Ministerul Culturii. În cadrul Comisiei de Control Finanțelor Publice se audiază nu altceva decât rapoartele de audit. Și dacă dumneavoastră sunteți invitați să veniți la Comisie, nu aveți să veniți cu explicații pe marginea celor constatări care sunt stipulate în rapoartele de audit. Și chiar acum, când ați dat explicații la întrebările puse, explicațiile au fost evazive prin chestiile inadmisibile. Or, Comisia de Control al Finanțelor Publice ar putea să dea recomandări către ministere să evalueze gradul de corespundere a funcțiilor
cu exercitarea acestor funcții. De aceea, băgați de seamă, când veniți la comisie, să veniți pregătiți, să dați niște explicații exhaustive la toate constatările care le face Curtea de Conturi. Noi înțelegem că, din virtutea anumitor situații, dumneavoastră poate nu vă dați seama de ce se întâmplă. Și atunci Curtea vine să vă ajute. Reacțiile față de constatările Curții trebuie să fie adecvate, responsabile și în albie legislației. Deci cu asta terminăm astăzi ședința. Vă dorim tuturor sănătate și vă îndemnăm să luați toate măsurile ce se impun pentru realizarea recomandărilor Curții de Conturi în așa mod ca Curtea să vină la Ministerul Educației sau la Ministerul Culturii și să ne aducă opinie fără rezerve sau fără multe recomandări. Sănătate și numai bine! La revedere! Rapoartele comisiei le veți găsi pe site-ul Parlamentului.